Serios, serios, că Ai Carte, Ai Parte, după cum v-am obișnuit de-a lungul emisiunilor la Ai Carte, Ai Parte, vin persoane pasionate de citit. Uneori scriitori și actori, alteori pur și simplu persoane care citesc. Așa este și invitata din această seară, care are un parcurs destul de interesant așa de-a lungul anilor. După 20 de ani de politică și-a deschis propria afacere cu prăjituri, dar despre altceva povestim în seara asta, că suntem la Ai Carte, Ai Parte. Despre ce cărți citește un antreprenor și nu numai, cu Daciana Sârbu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim că ești aici, că ți-ai făcut timp și curiozități pentru cei care ne ascultă. La 0722 34000 ne pot scrie pe WhatsApp. Întrebarea pe care am lăsat-o pe Facebook, de fapt, a fost așa ca o continuare. Scriitorul care m-a făcut să iubesc cărțile. Îi lăsăm pe ceilalți să ne scrie și o să te întreb și pe tine puțin mai târziu. Până atunci, Daciana, cum se citește la tine în familie? Aveți o rutină? Tu cu fetele, Irina și Maria, reușesc să citească? Au văzut exemplul ăsta la tine? Citi zilnic. Ai atins așa, direct am intrat în subiectul sensibil. O să să lași puțin mai jos. Așa, da, cât să fie. Să repet, ai atins subiectul sensibil. Așa de sensibil? Da. M-am gândit că e foarte ușor, am intrat cu el, zic, hai să nu te întreb direct pe tine, că știu că tu citești, că da. De-aia povestim în seara asta, dar exact. M-am gândit. Cu Maria, fetița cea mică, a fost o poveste mai complicată, în sensul în care a trebuit să-i introducem... Maria e adoptată. Este fetița adoptată, da. Și a venit la noi în familie la 5 ani, nu avea niciun contact cu școala, cu educația, cu cărțile, nici măcar fizic, adică tactil. Și atunci a trebuit să o introducem treptat în această lume. Deci a fost un proces mai lung. Un proces mai lung și nu doar în lumea cititului, în lumea educației, a ceea ce înseamnă până la urmă tot ce ne înconjoară. Știu că sună așa foarte straniu, dar așa este. Cum îi explici unui copil de 5 ani care e sensul timpului, al zilelor, săptămânii, de ce trebuie sau de ce vrem să citim. De ce citim. E bine? Cu deci, ce te ajută în viață? Ce te ajută să, când ea poate să trecuse prin exact. Atâtea și atâtea. Pentru ea, supraviețuirea era, de fapt, singurul ei sens. Da. Și la cărți am ajuns prin joacă, printr-un ritual, cum am introdus și Irinei până la urmă, ritualul, și cred că e foarte interesant asta, da, pentru că ritualul de culcare, de somn, cititul înainte de somn. Cititul clasic înainte de somn. Așa am procedat și cu ea. Adică tu le citeai, da, și Irinei și Mariei. Și Mariei le citeam. Irina a avut o etapă în care avea, își dorea să îi citesc aceeași carte în fiecare zi, aceeași poveste. Da, pe care evident o știa foarte bine, dar și-a dorit asta o perioadă destul de lungă de timp. Maria e foarte curioasă și își alegea singură cărțile, am încurajat-o să facă asta, să le răsfoiască, să simtă paginile, mirosul, pentru mine mirosul de carte. Și sunt convinsă că nu cam doar pentru toți cititorii, mine. Da, suntem așa. Este și liniștitor și... și Maria îi plăcea treaba asta? Să lume frumoasă. Intri mai repede în lumea și cărților. Și Maria îi place să atingă cărțile, să se uite la poze. Acum, sigur, să și citim, că am ajuns și în această fază. Dar aveți deși la început părea aproape imposibil. A fost foarte răbdătoare. Eu? Da, ai fost pe lângă iubitoare, adică îți trebuie multă răbdare să... Da, cred că asta a fost una dintre lecțiile de viață pe care le-am primit. Lecția răbdării. Frumos. Da, și în mod special în această perioadă, da. Și poate că, nu știu, de-a lungul vieții am mai întâmpinat situații care
mi-au pus la încercare răbdarea, dar acum nici nu aveam de ales. Îmi doream foarte mult să am răbdare și să pot să trec peste această perioadă și să trecem împreună cu toții. Și iată că am primit-o din plin, ca da. Toate lecțiile importante din viață. Dar ele se înțeleg bine acum? A fost, surorile? Da, da. Suntem într-o etapă în care eu spun că unei mai în mare... sfârșit am ajuns într-o perioadă foarte bună în care sunt... E o relație clasică între cele, între două surori. Ca între surori, da. Exact, da, cum, da. Exact cum sunt... Un love and hate, eu le spun Tom și Jerry, dar este și love. E iubire pe care, așa cumva, nu știu să spun dacă... Și cu propriul copil, nu poți să spui că o ai de la început, o dezvolți și toate etapele și momentele și atingerile și, și supărările și momentele frumoase, uh-huh. Ți-o construiesc. E o iubire așa, profundă, necondiționată, pe care acum, da, o avem pentru Maria, toți, și Irina, care, deși la început a considerat o competiție sau reciproc, sau, că și Maria, da, simțea. Acum, ce diferență între ele? Deci Irina are 15. Face 15, da? Într-o lună. Și Maria, da, și Maria 8 și jumătate. Da. Deci aproape dublu, da. Da, că... aproape dublu și da, e exact diferența și... aceea care nu prea mai, nu au nimic în, da, comun. Da. Dar la capitolul cărții au avut aceeași pasiune pentru același tip de carte? Adică, nu știu, le place science fiction, le place fantasticul, le place, le plac poveștile, Maria... cu prinți, prințese. Nu, Maria mi-a spus de la început că ea nu este o prințesă. Da, eu mi-am dorit și un băiat foarte mult. Maria este mai bățaică. Da, exact. Și e așa tentată să, și la desene cu prințese și poate și povești, dar tot mai mult timp de să asculte, să vadă, să îi citesc cărți de acțiune mai dinamice, mai întâmplări, mai provocatoare. Zine, cum se desfășoară o zi din, din viața dacianei? O zi lucrătoare. Uite, cum se desfășoară lucrurile la tine? Și când introduci cititul în viața ta, ca să rămânem și... Într-o perioadă liniștită, cum n-au fost ultimele săptămâni, după cum ți-am povestit, da, cu viroze, mers sau nu la școală și alte situații. Și nervi, superări, că bănuiesc, na, ca orice copil. Bineînțeles, îngrijorări. E o zi în care mi-am propus de o perioadă să încep ziua mult mai aproape de mine. După agitația fiecare dimineață în care se pleacă la școală, câinele trebuie hrănit, copiii trebuie aranjați, cine le face sandvișuri, cine îi duce, cine... Și apoi e așa o încărcătură. O încărcătură. Uh-huh. Nici măcar nu-mi beau cafeaua. Nici nu-mi doresc, că aș putea să beau așa ca pe un pahar de apă. Tocmai... așteptând acel moment în care să le termin pe toate și apoi, da, să-ți iei timpul și să tău cu tine. Eu cu mine. De fapt, și vorbind despre cartea pe care ți-am dăruit-o din suflet, pentru că e o carte de suflet, nici nu mă gândeam că în această perioadă mai am așa iubire așa de... pentru citit, pentru nu, cărți? Nu, mă îndrăgostesc sau... atât de tare de o carte, oh, așa, la prima citire. Da. Are și un titlu foarte frumos, să le spunem acum, dacă ai... Mai așteptam un pic cu subiectul, dar acum, dacă ești, da, aici, nu vreau să trec peste asta, pentru că are un titlu foarte frumos, cartea, În atelierul de magie, și recunosc că nu am auzit de acest titlu.
Bănuiesc că e ceva pe zona de dezvoltare personală. Autocunoaștere mai mult. Nu știu, cum în căutarea sensului vieții, dar sub altă formă. Adică okay, mai dar nu atinge subiectul Nu. E doar despre... că pe partea asta de autocunoaștere. Da, asta spun, uh-huh. Autocunoaștere... Dr. James Doty este... Da, un neurochirurg... Enigmele creierului și exact. Secretele inimii. Da. Îmi spunea Daciana, îți mulțumesc încă o dată pentru carte, da. Povesteai că, îmi spuneai așa pe scurt, că este cartea de care nu crezi că o să te plictisești vreodată, este pe noptiera ta, da, în continuare. Și mă duc spre ea... când și când, așa când revii. Și când, da, descoper cu totul altceva. Mi-am dat seama care legătură cu starea mea, cu gândurile pe care le am în momentul acela, și fac asta dimineața, mai în acel moment cu mine, când, nu știu, poate n-am starea necesară să fac meditație sau să mă rog, atunci citesc și din această carte. Puțin din cartea asta. Da, 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 da. Foarte interesantă și ți-am zis, mă atrage titlul, l-am văzut în seria ta de cărți când ai făcut poza aceea pe Insta. Da, și... am stat în fața bibliotecii și am zis, acum, bun, despre asta era clar, știam că vreau să ți-o ofer, o aveam pe noptieră și am stat să mă gândesc, bun, și acum ce cărți aș pune eu așa? Într-o listă, de cărțile mele preferate. Da, da. Nu știu dacă ai văzut prima, era How to Visit an Art Museum. Mă pasionează foarte tare arta. Am așa tangențe, prieteni, am fost, vizitez galerii de artă, expoziții, îmi place să merg la Bienala de la Veneția. Da. Aș vrea să înțeleg mai mult, evident. Mult mai mult, da. Și da. Chiar mă gândeam că îmi doresc, n-am găsit încă, dar fac un curs de gândire creativă acum și chiar vorbeam cu gândire creativă, da, interesant. Profesoara că a terminat istoria artei, de fapt, Mădălina Timofte, și aș vrea să fac cu ea. Așa, nu s-a gândit niciodată să fac un curs de istorie artei, dar pentru că n-am găsit un curs... Dar sunt curioasă, ce e asta la gândire creativă? Adică ce te învață să faci? Dacă era pe scriere, înțelegeam, scriem, pur și simplu, lăsăm la liber. Dar gândirea creativă... Să stimulezi creativitatea. Cum? Tot prin scris? Sau? Și prin scris există exerciții. Sunt mai multe exerciții. Da, da. O rutină pe care... Nici nu m-aș fi gândit că o poți... o poți dezvolta, exersa în acest scop. Da. Ce fain. Sunt, da, niște tool-uri, da, pe care le dezvolți. Pe care le dezvolți, da, exact. Luăm o scurtă pauză muzicală, suntem la emisiunea Ai carte parte, așa ca un mic reminder dacă intrați acum în momentul acesta. Ascultăm o melodie și revenim în câteva momente. Follow all the way, oh, way into the dark.
Ai carte și ai parte cu Roxana Brâneșteanu. În stare de radio și în stare de citit și de scris și de cititori cu Daciana Sârbu, nu doar Roxana Brâneșteanu este în seara asta, așa cum v-am obișnuit, avem de fiecare dată un invitat pasionat și iubitor de cărți. Mai devreme povesteam, apropo că am primit un mesaj, să repet titlul cărții, este În atelierul de magie, Dr. James R. Doty. O carte mai mult spre spiritual, dar după cum ai povestit așa, și pe autocunoaștere și dezvoltare. Sunt chiar foarte curioasă cum, ce impact are asupra ta. Cu siguranță n-o să-mi spui, da, nu știu ce să zic, o carte, o carte, nu, deci... E ceva cu care sigur o să rămân. Da. E foarte interesant că în ultima perioadă, de mai bine de o jumătate de an așa, au ajuns în dar anumite cărți la mine. Adică unele poate le-am căutat, le-am cumpărat, dar unele dintre cele mai bune au venit cadou. Și mi-am dat seama că, pe lângă schimbările pe care le-am simțit în viața mea citind, apropo de ce minuni pot face cărțile, cât de mult pot să schimbe, sau poate este undeva și acolo în creer că simți că te ajută, chiar cred că... să te ajute. Da, în cumva... momentul în care... vine o asemenea carte spre tine și spui... Uite, da, tu ai simțit că te-a ajutat. Deci tu ai simțit și în continuare că te ajută. La fel și eu cu cărțile despre care spuneam că le-am primit. Oricum, indiferent de așteptări și indiferent dacă, nu știu, o carte bună sau e cum ți-ai imaginat sau îți place sau nu autorul, eu cred că lectura te transformă. Până la urmă, educația înseamnă umanitate și în vremurile astea în care tehnologia ne bombardează, cred că cumva asta e singura șansă, nu știu, să punem în balanța asta o contragreutate. Chiar îmi spunea cineva zilele trecute, efectiv, pic atât de oboseală, de atâta oboseală, încât nu reușesc să introduc cititul în viața mea, dar îmi doresc atât de mult să fac o schimbare, pentru că în pandemie mi s-au întâmplat o felul de schimbări în sens negativ. Am stat mai mult pe internet, sportul n-a mai fost la fel în viața mea, alimentația... Ce-a fost la fel? Nimic, da, pentru nimeni, adică sunt multe persoane în astfel de situații și zic, și acum când aș vrea să citesc, îmi dau seama că nu reușesc să citesc mai mult de, nu știu, la câteva zile, câteva pagini. Da, e un efort. Până la urmă e un efort și... Da. Succes, că, nu știu... Adică spune... pagină citită... Că noi în zona asta a cititorilor spunem... cititul trebuie să fie o plăcere, devine o plăcere. Întâi este un exercițiu, pentru că dacă nu ai exercițiul ăsta de atâția ani, nu ai citit poate ani de zile o carte, normal să fie greu să ți se închidă ochii seara, ni se închide și nouă. Da, și studiu în efort și eu cred că singura noastră șansă să ne dezvoltăm și să fim bine echilibrați e să nu ne oprim din studiu, din citit, din orice e pe ne viața aduce asta. Un plus în existență. Mai spune-ne puțin, voiam să alternez un pic așa cu, și cu prăjiturile, dar tot prăjituri sunt și cărțile, ajungem și acolo. Dacă tot suntem la subiectul ăsta cărți și tot este emisiunea de așa natură, să continuăm puțin. Am văzut că ai pus acolo în story o listă de cărți. Acelea sunt preferatele tale, spuneai mai devreme, înainte de pauza muzicală, că te-ai uitat la bibliotecă și ai zis la ce să mă opresc. Nu, l-am pus pe Schmidt pentru că îl iubesc și... Și o fan aici, Erich Emanuel Schmidt. Da. Ai citit și Oscar și Tanti Roz? Da, și a fost cartea la care am plâns. Ai plâns, continuu, nu? Da, da. Recomand și pot să sugerez din toată inima și piesa de teatru cu... Da, am fost, lui Chris Simion. Am plâns în continuu în sală, deci s-auzeau la bocete, nu eram doar eu, așa că mi-am permis. Da. Da, deci Schmidt este unul dintre preferați. Da, clar. Și... Am văzut că o mai ai și pe Allende, Isabel Allende. Da, tot, bun, după aceea așa, e o serie de sud-americani. Dacă îți place Marquez, n-are cum să nu-ți placă și Allende. Exact, sau Oliosa, care sigur e diferit, dar e mai politic, mai... Bine, și Isabel Allende bagă multă politică în cărțile ei. Și mai ales am citit acum de curând Ce vrem noi femeile. Ai citit-o pe asta? Da, da. Ți-o recomand. E 100% politic, dar, mă rog, nu știu. Da. Mi s-a părut așa, mai... E diferită de stilul ei? E diferită, față de realismul ăla pe care îl pune ea, magic și... că e o combinație acolo. Nu e magic, dar e necesar. E mult realism.
Mm-hmm. Realist necesar. Da, bine spus. Da, da. Deci îmi plac sud-americanii, clar. Stai că mă mai uit în poză, da. La ce ai mai... Așa, și... Victor Frankl. Acum, da, da. Că ai și făcut mai devreme, l-ai adus în discuție. Da, da, da. O carte care, la fel, marcantă. Chiar marcantă, da. Am și făcut-o cadou de multe ori și... Și eu. Da. De citit, da. Măcar o dată în viață. Apropo, tu recitești cărți? Ai zis că pe asta mai treci din când în când, așa când simți, dar... Da, mai recitit. Și da? Clasici, da, da. Reușești să recitești clasici? Wow! Dar așa, cu ocazii, nu știu, când... Poate m-am întâlnit cu un subiect și mi-am dat seama că l-am regăsit într-o carte și atunci am luat cartea. Dar, sigur, cu condiția să-mi aduc aminte în ce carte, ceea ce se întâmplă din ce în ce mai greu. La anumite vârste. Dar, și aceste două titluri sunt de la scriitori contemporani, nu recunosc, amanții din Bizanț? Nu, e mai mult istoric. Ok. Nu prea citesc așa, dar asta mi-a plăcut, mi-a fost recomandată chiar de soțul meu. Uh-huh. El citește mult istorie și mi-a plăcut. E specială. Iar următoarea, Școala Zeilor, nu știu, e tot așa, o autocunoaștere. E o carte... Eliodana, Școala Zeilor. Da. Găsiți pe Instagramul Dacianei, care se semnează simplu și scurt Daciana. Da, da. Nu e greu de găsit. Da, e o carte, nu știu, pentru cei care cumva își deschid așa orizontul și își doresc, nu știu, poate să înțeleagă și o lume mai puțin mai departe de noi, mai puțin înțeleasă, ca să zic. Spuneai mai devreme că ți-a recomandat-o Victor, soțul tău. Aveți o bibliotecă mare acasă? Da. Și cum vă puneți cărțile? Adică reușiți care cum să le găsească așa, fiecare ce... Da, le punem unele peste altele. Că, da. Adică pe asta poate nici nu ai văzut-o în bibliotecă, amanții din Bizanț, dar ți-a recomandat-o el. Da, 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 și... Cumva în dreapta sunt cărțile mele, în stânga ale lui, dar și în niciun caz politic nu le-am împărțit stânga și dreapta. Și pur și simplu așa, și în partea lui sunt foarte multe istorice. Le-ai numărat vreodată? Nu. Curioasă. Imposibil. Atât de multe? Da. O să-ți trimit o poză când ajung acasă. Da, te rog, te rog. Da, chiar o să-ți trimit. Da. Chiar ar fi drăguț să vedem biblioteca voastră, să vedem cât e de mare. Nu le-am numărat, nici nu... Eu recent am numărat vreo 600, dar eu fac asta așa o dată pe an, pentru că în activitatea mea de vlogger care promovează cărțile și cititul în videourile de pe YouTube, mai fac din când în când ceea ce se numește, a venit, mai luăm și noi de la americani, că de acolo a venit și mama lui de vlogger de YouTube, și mai fac ceea ce denumim noi turul bibliotecii. Și atunci iau fiecare carte la mână și la final zic ok, hai să le numărăm. E o activitate foarte grea, deci să iei fiecare carte, să le mai și ștergi, nu în timpul ăla, că ar fi greu să fac videoul în timp ce le șterg. Da. Deci asta trebuie să o fac înainte, ca să, dacă se adună un pic de praf, zic hai să nu-l arăt totuși la în filmare. Da. Da, și am numărat 600 de cărți. Mi s-au părut destul de multe, pentru că mai sunt, cred că vreo peste 50-70 sunt necitite. Adică tot mai vin cărți la mine în bibliotecă și încerc să le fac loc. Eu am și o listă din asta, la fiecare început de an vreau să citesc asta, mă uit în bibliotecă și zic, ce mi-a rămas necitit? Păi vreau să am și dezvoltare personală anul ăsta, vreau să fie poate și ceva, nu știu, uite, anul ăsta mi-am propus să citesc pe artă sexuală, arta sexualității, am citit recent Inamicul este ego-ul, o carte la fel de dezvoltare personală foarte bună și tot combin, știi, și puțină istorie și romansuri, astea romans mai așa și așa, mai răruț. Mie îmi plac dar... cărțile polițiste. Polițiste? Da. Ce ai citit și ce ți-a plăcut? Eu citesc rar, adică Agatha Christie ar intra mai în zona asta, da, știi, bun, de thriller. Clasic, și... Da. Am descoperit, nu prea știam nimic despre Kirovici. Da. Autor român, Cartea Oglinzilor și Cartea Secretelor. Da. Interesant. Bune, chiar bune. Le trecem aici, ați auzit? Da. Cărți polițiste, că știu că avem în România public cititor de polițist. Mă gândeam acum, nu știu,
apropo de biblioteci, oare cum vor arăta bibliotecile, sau dacă vor mai fi biblioteci în lumea acestei generații Z, digital, Alpha, zici? Nu știu, că sigur tu ești mult mai aproape de... Păi încercăm să... Uite, unul dintre proiectele am deschis la început al acestui an, Asociația Ai Carte, și unul dintre proiecte este să amenajăm 3 biblioteci în 3 trenuri din România. Și apropo de biblioteci, adică pentru mine, cum ai spus și tu, cartea fizic, să o simți, să simți la mână, pagină cu pagină, mirosul ăla. Adică, da, biblioteca trebuie să existe în continuare, dar asta cu dacă ori mai... Mă gândesc că ești poate mai... Da, nu voiam să ajung. Mă gândesc așa, că sigur în mediul universitar vor exista întotdeauna biblioteci. Vor fi nevoiți sau îndrumați să citească, să fie să stea în biblioteci, să conspecteze, să scrie, nu știu. În vedere că se citește mai mult online... Dar nu știu ce să spun despre cartea viitorului, cum va arăta, cum se va scrie, ce vor citi generațiile. Oh, uite, de exemplu, cum e Maria, generația Alpha, că așa este denumită. Da. Denumită. Sau poate, nu știu, doar e această prăpastie între noi și aceste generații care nu-și mai doresc, stau mult online, totul este în viteză. Eu tot sper că asta se va încheia la un moment dat, din prea mult, cum? Prea plin. Când e prea mult, epuizant, sufocant pentru ei, pentru noi, pentru toți ceilalți, și ne vom retrage într-o lume în care, nu știu, ne găsim liniștea cumva. Ne vom trata pe noi în primul rând cu blândețe, apoi pe ceilalți. Și acolo, în această lume, vom descoperi că și cititul te ajută. Da. Dar Maria are acces la telefon? Că ziceai de statul... Deci nu este conectată în zona asta de social media. Copiii au primit telefon la 10 ani și regula rămâne și valabilă și pentru ea. Mai primește un telefon vechi cu niște jocuri. Așa, de jucat mai mult. Da. Când mai plecăm și atunci să aibă, nu știu, în momentele în care... Da, imediat întreb și pe tine de social media, nu ești chiar foarte activ așa, dar e o curiozitate și acolo, să vedem cum îți faci tu și cât timp aloci pentru social media și pentru statul și la citit, dar și în zona asta, că iată, suntem conectați, unii dintre noi o facem ca nevoie în businessurile pe care oamenii le au, sau nevoia asta, adică nu știu dacă cât sunt atât de dependenți. Există, sigur, și categoria de dependență, din păcate, care oameni sau tineri care intră constant pentru că în asta găsesc plăcere. Liniște, plăcere și ce ori mai găsi și, din păcate, ce le lipsește. Da. Continuăm discuția după o scurtă pauză muzicală.
revenit cu un alt fundal, imediat îl punem pe cel de la Ai Carte, parte care e mai liniștit așa un pic, să putem vorbi în continuare. Vreau să vă spun că am trecut puțin de jumătatea emisiunii, după cum vezi, Daciana, zboară timpul când ai despre ce să vorbești și nici nu putem intra așa în profunzime, uite cum era discuția de la pauză. Da, când intrăm în profunzime ne trebuie ore ca să stăm, exact. Ar trebui să facem podcast, Ai Carte, Ai Parte. Da, e o bună idee asta de luat în calcul. Da. Că tot să mă treci pe lista. Te întreabă lumea, da. Să continuăm, începusem înainte de pauză. Pentru cine a intrat acum la jumătate, suntem la Ai Carte, Ai Parte cu Daciana Sârbu. Și am povestit în prima parte despre cărțile pe care Daciana le citește și ce a impresionat-o de-a lungul anilor, dar mai ajungem acolo, mai alternăm așa cu diverse subiecte. Și acum te întrebam mai devreme, de fapt, despre social media. Cum îți împarți tu timpul? Pentru că tu m-ai condus, mi-ai aruncat-o la fileu, să zic așa, mi-ai aruncat asta și acum mie mi-a venit curiozitatea asta. Cum te împarți tu? Pentru că ai și o activitate, ai și o afacere de întreținut și cumva trebuie să fii acolo, adică e nevoie de tine, prezența ta. E nevoie și... De exemplu, ai cont personal și există și contul Maramura pentru... Da, pe care nu-l administrez eu. Ai o echipă pe marketing. Nu chiar o echipă, dar nu-l administrez eu, dar sunt evident cu ochii și pe contul de business. Dar nu pentru că doresc așa să știu în fiecare minut control. Mă rog, e un defect al meu, dar în această situație nu se aplică. Ok. Sau, mă rog, dacă i-ați întreba pe colegii mei, ar zice că da. Pentru că îmi și place. Sunt dar pe fan Instagram. Dar pe contul tău, asta vreau să zic, că pe Facebook meu, Nu, sunt fan Instagram. Bine, nu știu dacă mi-ai acceptat prietenia pe Facebook. Că ai zis că nu prea stai pe Facebook și m-am uitat că e diferență între... E mare, pentru că nu stau... Da. Și la mine, contentul Facebook e unul, contentul Instagram și mă simt mai familiarizată de Instagram. Poate că, nu știu, subconștient, îl percep ca pe acea viață în care... Făceam politică și trebuia să fiu pe Facebook și acum... Și acum libertate, nu mai am nevoie. Am fugit, dar nu am fugit, că de fapt nu m-am ascuns după prăjituri, am auzit această... Așa ți s-a spus, da? Sau așa se vorbește în piață. Nu știu, da, am auzit această expresie, dar nu intru pe Facebook, sau intru și mai citesc, am câteva pagini. Voi avea de astăzi și pagina ta. Și pagina. Te preferat. Dar pe Instagram, da. Dar tu îți întreții contul tău, sigur, Daciana, adică nu îți face nimeni nici conținutul nici scris. Nu cred că aș fi bănuită că mi-ar face cineva. Arată bine contul Daciane. Da, ești tu foarte drăguță. Păi așa m-ai atras, m-ai cucerit să te invit la radio, că am văzut că mai pui din când în când cât un titlu de carte. Zic, ia uite că avem pasiuni comune, cititul și nu numai, avem și autori comuni. Am vorbit mai devreme despre ei. Dar acum, dacă te-ai dus și în zona asta, că ai menționat cuvântul politică, ce să zic, că tu m-ai dus acolo, eu te întreb cum a fost trecerea asta de la politică la afacere. Drumul de adică, știu, tu întotdeauna ai fost pasionată de zona culinară. Asta nu e o noutate. Nu, e pasiunea mea. Dintotdeauna. Dar și încă gătești, încă faci mese în familie, îți face plăcere să faci asta. Mare plăcere, da. Și când ai trecut în... ai lăsat deodată... De la mâncătorie la cofetărie? Da, mâncătorie în sens figurat putem exact, să-l luăm, nu? Da. Acolo l-ai dus? Bine. Așa. Cum am trecut? Bine, a fost ușoară în primul rând trecerea? Te-ai bucurat? Ai simțit o libertate din asta? Băi, ce bine, altă viață parcă? La un moment dat, Victor soțul meu mi-a spus că ar trebui să fac ceva... Legat cu pasiunea asta, da. Că o să vină o vreme în care... Da. Și că o să vină o vreme în care o să-mi închei mandatul de europarlamentar, o să vreau să fiu cu Irina pe atunci ce și Maria... Și să faci ce îți face plăcere. Nu era nici măcar un plan. Și să fac ce îmi face plăcere și să mă gândesc și să construiesc.
adică să construiesc un plan în jurul acestei pasiuni și acestei idei. Și a fost foarte bine, pentru că probabil că ar fi fost mult mai greu să mă întorc și să iau, nu știu, să decid așa, peste noapte, oare ce vreau să fac, cum. Întoarcerea a fost mai ușoară, având deja... Și de ce prăjituri și nu mâncare, de exemplu, restaurant cu mâncare? Pentru că... Că de fapt tu făceai și prăjituri înainte acasă, adică mai mult, mai degrabă pe partea de mâncare. Mai degrabă pe partea de mâncare, dar pe prăjituri, în acea perioadă, nu exista un loc... Unde să mergi unde și... să mergi să te simți... Așa ai spus într-un interviu. Vreau să găsesc acel loc, căutam acel loc unde să merg cu fica mea și să... Să mă simt bine, să am încredere ce mănânc. Bun, între timp, cum e viața? Mi-am construit acest loc exact cum mi-am dorit eu, după sufletul meu, aceea chiar sunt e eu. Foarte primitor, pot să subscriu la asta. Când intri acolo, găsești o parte din mine, știi, în sufletul meu. Dar Irina nu mănâncă prăjituri. Deci visul meu de a merge cu copilul fericite la prăjitură l-a spulberat. Serios? Nu mănâncă prăjituri? Pentru că ea a intrat și spunea, eu vreau înghețată. Dar ai făcut, nu ai și înghețată? Nu am făcut înghețată, mergea la vecini, foarte fericită. Zicea, mie nu-mi place aici. Mică fiind, nici mare, nu mănâncă prăjituri. Wow, e raritatea asta. Da. Mă rog, nu mănâncă. Dar spune-ne, Daciana, ce ar trebui să facă un antreprenor la început de drum? Adică cu ce să înceapă? Știu că tu ai făcut și să două... Să respire. În timp ce muncește și își face planul? Exact. Că nimic din ceea ce planifică... Nu se întâmplă exact? Nu se întâmplă exact sau nu este conform așteptărilor. Planului și așteptărilor. Exact. Da. Tu ai făcut și două școli renumite la Paris. Două, nu? Da, nu, de două știu. Una e de Le Cordon Bleu, patiserie la Istanbul, pentru că era și mai aproape și mult mai ușor de... și apoi am făcut doar un curs de... acela l-am făcut la Paris, la Sorbona. Acela de 3 luni. Și, nu, de 2 săptămâni. Nu, cursul de patiserie a fost la... A, scuze-mă, ok, le-am amestecat așa. De 2 săptămâni în traducere, traducerea mai pompoasă, așa, în alte studii gastronomice. Ok. A fost așa, pentru sufletul meu, ei ne-au contactat, fiind absolvenți, așa, dacă suntem interesați, am depus o scrisoare de intenție, de ce mi-aș dori să ajung să fac acest curs, pentru că se selectează se selectează cursanții, trebuie să ai legătură cu domeniul, o pasiune. Așa s-au fost răspunsurile tale. Să probezi această pasiune prin niște proiecte și așa și apoi, sigur, la sfârșitul școlii se face o lucrare despre un subiect și... Și a fost și parte de teorie sau doar practică? Adică... N-a fost practică deloc. A, doar teorie. A fost teorie și, mă rog, practica a fost că am mâncat. Ok. Și am băut. În sensul care... Dar făcute de voi, nu? Nu. Ah. Am avut cursuri despre vin, șampanie, despre istoria pâinii, brânză, istoria restaurantelor... Da. Dar te-au ajutat astea în business-ul tău de azi? Adică acolo e cu mâncare și băutură, aici e cu prăjitură și de asta încerc să înțeleg. M-au îmbogățit pe mine. Ok. Pentru că am plecat... Ca persoană, în primul rând. Ca persoană, da. Ca persoană. E o experiență. Cursuri de patiserie, bineînțeles că m-a ajutat. În primul rând că aveam un limbaj comun cu colegii mei din laborator. Înțeleg procesul, adică... Deci ai fost de la început acolo tu. Da, și facem și creăm împreună rețete. Ah, ok. Pe cele pe care le creăm, sigur că foarte multe sunt împrumutate, evident că n-am inventat noi Pavlova sau... E important să-ți cunoști business-ul, dar ce altceva ar mai fi nevoie? Ce altceva ar trebui să... Pasiune. Bun.
cuvânt. Da. Pasiune, pentru că în momentele în care ești în momentele în care multe de criză, acolo te întorci. Dacă e o zonă în care ai picat sau da, și spui, ceva da, dar eu asta îmi doresc să fac, nu cedez acum. Visul meu și asta e. Trebuie să rezist. Că au fost foarte multe momente în care aveam impresia că totul, absolut tot ce se întâmplă împotriva mea sau a business-ului sau nu știu. Îți amintești o situație neprevăzută, pandemia, neplăcută? Apoi, da. Okay. Da. Fiind pandemia, inflația. Inflație, na, război, scumpire, acum, da, apropo de inflație, scumpire a materiei prime. Și le-ai resimțit și tu. Evident, da, evident. Și am reușit mult timp să menținem prețurile sub, noi spunem concurență, dar sub producătorii, da, sau da, cei care, mă rog, cumva sunt în aceeași zonă cu noi și de calitate și de, așa am pornit de la început, așa am pornit cu da, această, nici măcar n-a fost tactică, dar poate să fie și așa interpretată. Dar acum ne-a lovit. Da, uite, chiar spuneai într-un interviu că una dintre lecțiile importante pe care le-ai luat este să ai întotdeauna un plan de criză. L-ai avut? Nu. Sau ai spus-o ca lecție pentru că de fapt de asta pentru te-ai lovit că nu l-ai avut? Nu, așa a fost. Bun, nu știu. Uh-huh. Adică să pandemia nu avea nimeni în în minte, în așteptare. Dosarul de criză, da, exact. Sigur, inflație, crește de prețuri. Asta ne așteptăm, da, să se întâmple mai tot timpul, da. Exact. Criză economică, nu știu, ai tot criză personală. Mm-hmm. Există situații pe care cumva le poți să faci pentru fiecare, nu știu, să aplici un plan de criză. Pentru pandemie n-am avut, dar eu zic că nu știu, cumva ne-am organizat foarte repede și am spus că ne reorganizăm în așa fel încât să nu dăm afară personal. Cei care și-au dorit au trecut în altă zonă de execuție. Okay. Uh-huh. Am livrat foarte rapid, ne-am organizat, ne-am pregătit, am comunicat legat de... Cât sunteți cu totul în echipă? Acum suntem 45. Oh, destul de mulți. Da. Uh-huh. Da. Și o curiozitate, asta nu am găsit pe nicăieri. Tu ai ales Maramura numele? Da. Venit de la ceva? Mi-am dorit să fie un nume românesc în prima fază. Apoi, cine a desenat fetița, mm-hmm, a desenat-o cu niște mure în mână. Serios, așa a venit da, ideea? Da, da. Ce tare! Mara e un nume românesc. Deci cineva întâi a făcut designul, da, înainte să ai nume. Eu aș vrea să fie această fetiță care să fie, nu știu, să aibă bistrui, să fie, mm-hmm, într-un fel așa, și a pus niște mure în mână și am zis, bine, deci Maramura. Maramura și... Mara cu mure. Mara cu mure, Maramura de la Daciana Sârbu. Revenim în câteva momente, ne apropiem de finalul emisiunii, dar mai luăm o scurtă pauză muzicală și continuăm emisiunea. Ai cartea-i parte. Yeah.
drink from the box. The juice kick, suck, light kick, suck the box, yeah. Loosely, light kick, jump from the box, sink from the box, sink from the box. The juice kick, suck, light kick, suck the box, drink, yeah. Loosely, tan long. Life kids, suck the box. 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 Că am început să vorbim înainte să intrăm. Suntem în continuare în emisiunea. De neoprit. Da, uite, hai să ne punem și fundalul, mai avem foarte puțin timp. Ce povesteam? Nu mai știu ce ziceam în pauză acum, că despre Ryan Holiday. Da, vorbeam mai devreme de ce am citit eu și mi-a plăcut. Și tu spuneai despre... Discipline is destiny. Disciplina este destinul. Da, foarte bun. Ryan Holiday. Foarte adică bun, chiar da. Foarte bun și l-am descoperit acum. Asta citesc eu acum. Da. Dragilor, ne apropiem de final. Foarte repede ne apropiem de final, dar o să ne mai întindem puțin, nu așa, știu că nu vreți să se încheie emisiunea, cartea-i parte. Daciana, spuneai că am citit pe blogul tău, am citit multe despre tine, mai bă, că nu știam chiar atât de multe, chiar dacă te-am întâlnit eu trecător așa în vremea facultății, pentru cine nu știe, eu fiind din Pitești și am terminat jurnalismul, Daciana... Într-o altă viață? Fiind și am Pitești, da. Așa am ajuns să o cunosc și una dintre prietenele sau asistentele ei mi-a fost profesoară și așa am ajuns să știu de tine și ulterior te-am tot urmărit. Am venit să-ți mănânc din prăjituri, să văd ce prăjituri faci, nu știam că ești tu inițial în spate. N-am n-ai făcut așa, n-ai vrut să intri. Și nu din, nu știu, cred că produsul, ai vrut să lase produsul la urmă, să vorbească. Vorbește, da. Mai mult decât numele și imaginea ta. Deci puteai să te folosești. Pe care îți dorești să-l construiești stabil. Sigur, și marketingul are rol. Există cam toate, nu știu, cărămizile astea pe care le pui, dar produsul în genul acesta de business cred că e cel mai important. Da. Revenind la ce spuneam că am găsit pe blogul tău, ziceai că place să te implici și că despre asta ai scrie chiar o carte și poate chiar o vei face. În ce punct ești cu această idee? Este în lucru această carte? Știu că ai publicat una de rețete, nu? Da. Dar în momentul în care experimentam cu Irina, mică fiind,
Dar ai în plan și o carte, uite că aș zice că e la mod acum să să iasă cărți autobiografice. Nu? Dar nici nu. Deci nu este în mintea ta în momentul ăsta să scrii o carte sau sau să ți scrie cineva că un punct în viață în care sigur că pot să împărtășesc și experiență și nu știu, cred că trebuie mai mult. Nu știu, poate. Bine, nu neapărat să devii tu scriitor, că oameni care aleg pe o persoană care să le scrie povestea din ceea ce ei spun. Bun, adică, sigur ai lucruri interesante poate, de spus și motivaționale. Să am timp să îmi structurez și gândurile și amintirile și poate asta, nu știu, aș avea nevoie să găsesc acea perioadă după care să le pot povesti și să... Revenind la cărțile noastre, că tot cartea era așa, dar eram curioasă dacă chiar lucrezi la ceva în momentul ăsta, pe zona asta de scris. Îți plac mai mult cărțile de dezvoltare personală și financiară? Acum că am văzut și... Nu. Deci nu ești pe zona de... Nu. Ok. Personală și literatură, că am văzut și cărți de... Dar mi-ai menționat și de clasici, că încă recitești clasici. Ceea ce mi se pare foarte greu să îți iei timp pentru... E greu, dar cum spuneam, nu știu, într-un anumit context în care am regăsit, ceva sau m-am dus spre o carte anume, dar nu, că timp de citit trebuie să recunoaștem, avem foarte puțin. Tu cam cât aloci? Îți iei zilnic? Adică există zile în care nu citești? Există zile în care nu citesc, da. În vacanță citesc tot timpul și mult. În weekend. Bați recordurile acolo în vacanță, recuperez. Citeam mult în avion și citesc. Da, da. Adică am avut o perioadă în care îmi descărcam filme și mi-am dat seama că este nocivă pentru mine, că ar trebui să profit de acea, de timpul de ăla timpul și din să... avion și să citesc. Da, și eu întotdeauna citesc în avion, mi se pare... Da. Adică... Ai liniște. Da, sigur. Da. Depinde și de cât e drumul. Nu e Maria în dreapta și spune, mami, cât mai avem? Mami, vreau... vreau aia. Da. Da. Și la clasici, cam ce clasici ți-au plăcut ție așa din tot ce ai citit? Eu și pe, de exemplu, și pe Lios îl consider clasic pentru mine și pe Marquez. Da. Adică, da. Nu știu, îți plăcea literatura de un anumit rusă sau... Da, dar cred că era așa o perioadă dark. Păi uite, hai să te întreb și pe tine atunci, care este scriitorul care te-a făcut să iubești cărțile, altfel spus? Asta Marquez. A fost și întrebarea. Da? Clar, da. Da, l-ai citit de vreme? În adolescență sau când? Nu, real, așa, o pasiune pentru Marquez am făcut. Uite ce spun oamenii care ne-au răspuns la mesaje. Carl May, Camil Petrescu, Mircea Eliade, îți plac și românii, scriitorii români? Da. Mark Twain, nu este Jules Verne, clasic. Bine, da. Jules Verne, da, uite și aici avem. Hector Malot, Singur pe lume? Singur pe lume, da. Ai plâns? Da. E cineva care nu a plâns, așa ar trebui să întreb de fapt, că invitata de săptămâna viitoare zice vreau să-ți povestesc despre cartea care m-a marcat profund și zic care e cartea asta? Singur pe lume. Am murit la cartea aia de 1000 de ori. Da, mulțumim pentru mesaje și o să încheiem emisiunea cu întrebările flash. Cele despre care îți spuneam că sunt întrebări scurte cu răspunsuri scurte, pentru că este aproape ora 21 și... Na, atât cât am putut, am acoperit în seara asta. Continuăm, dar dacă se întâmplă treaba asta cu podcastul, cum ai zis, și am impresia așa că transmiște lucruri, Daciana, nu știu, îmi dai încredere. Oi la tine când vorbești și hai să începem. Filmul și cartea favorite. Filmul categoric, sigur că mă influențează și de ce... la o vreme la alta. Exact, da, zic, asta mi-a plăcut foarte mult. La Vita e Bella. Da. De 1000 de ori, da. Da. Iar la carte Marquez, un veac de singurătate.
O carte grea? Grea. Da. O carte care te-a făcut să plângi sau doar te-a emoționat, poate? Am spus. Asta cu Oscar și Tantiros. Cu Oscar și Tantiros, da. Un clasic preferat, uite că tot am întrebat și mai devreme, păi, de clasici, da. Că rămâi la cei mai târziu un pic. Exact, da. Ce carte citești acum? Citești asta spus, cu... Disciplina is destiny. Da, păi mi-l zici în engleză și de asta îmi tot scapă. Disciplina este... destin. Destinul. Da, destin. Practic, disciplina îți influențează destinul. Asta e ideea cărții, că atunci când... Dar nu ești, când ești, ai rutină, când te ții de această rutină, când ești disciplinat în tot ceea ce faci, echilibrat, de fapt. Mm-hmm. Cred că echilibru. E cuvântul, da. Așa. Citești și contemporani? Am văzut internațional că străini citești, Schmidt, nu știu, Bachmann ai citit? Pe Friedrich Bachmann? Cu un bărbat pe nume Ove? Nu. Îți recomand și acolo, e foarte bun. Am văzut că e, da, destul de... Da, se vorbește mult despre el. Dar români contemporani? Ți-am spus, polițist... Mi-ai zis mai devreme de... Da. Îmi scapă cum mai... Chirovici, așa. Da. Cine te inspiră? Sau ce? Mă inspir... Nu știu, frumosul mă inspiră. Cel mai frumos oraș vizitat? Rio. Și cel mai mare hobby? Gătitul. Normal. Da. Plăceri vinovate. Știi că nu-i bine, totuși o faci. Mănânc cartofi prăjiți. Tu mănânci cartofi prăjiți? Da. Doamne! Îi iubesc. Voi nu o vedeți acum decât dacă o căutați în social media, dar vă spun eu că e în fața mea și arată... Nu știu. Arată foarte bine. Cu efort, așa, cu echilibru, câteodată cu... Da, ai o dietă anume? Nu. Nu am o dietă, dar nu sunt din cei aleși să mănânce cât își doresc. Tu că ziceai că nu mănânci seara, preferi un măr sau ceva, adică, dar te abții, nu-ți cere stomacul să mănânci? Îmi cere, normal. Ok, deci este un efort, ziceai. Da. Principalul defect, principala calitate. Defect, cred că controlul, da. Îl spuneai în timpul emisiunii despre el, calitate, da? Blândețea. Frumos cuvânt, nu l-am mai auzit de multă vreme, da. E foarte frumos cuvântul în sine, blândețe. Cea mai mare lecție pe care ți-a dat-o ție viața? Bine, sunt multe pe care le luăm de la viață, dar... Da, și am și vorbit, fără să... Da, despre răbdare. Răbdarea. Da. Ai un proverb sau un motto? Cuvinte care te ajută în viață? E chiar la Instagram-ul meu. What you think, you become. Ceea ce gândești, asta devii. Da. Și pe final, un sfat, o sugestie pentru oameni. Oamenii așa de pretutindeni, oamenii în general. Ca să nu zic pentru ascultători, că poate nu toată lumea e cu noi în momentul ăsta. Emisiunea o să apară și înregistrată. Să respire și să se iubească. Știu că e așa destul de... comună acum, destul de comună discuția asta, cum să ne iubim, dar e atât de stimându-ne. E atât de important să ajungi în punctul în care să-ți dai seama că de acolo, de fapt, începe totul. Pentru că iubindu-te și fiind bine cu tine, o să fie și cei din jur, o să vezi mai bine sau o să-ți vizualizezi mai bine scopul și ceea ce îți dorești să faci. Cum să faci mai bine, și tot începe practic de la tine, de la această dorință de a pune stop a tot ce... Tumultului și a tot ce se întâmplă așa pe viteză. Exact, să respiri și să te gândești, bun, deci ce sunt eu, de ce am venit în lumea asta, când începem cu întrebările astea, e totuși atât de greu să-ți găsești răspunsuri și e o muncă. De fapt, cred că asta obișnuiam să spun destul de des. Cea mai grea muncă de pe lumea asta mi se pare aia cu tine însuți, respectiv însăți. Pentru că acolo nu există un ghidaj, știi? Adică, dar acum există. Trebuie să te înveți... Acum există și informație și oameni care vorbesc despre asta. Și e mult mai accesibil. Avem de unde să ne luăm, corect. Da. Uitându-ne la generațiile trecute... n-au avut
nici informații, nici sprijin, nici cum să se facă bine. Și evident că au transmis în generațiile și următoare. Și nici cine să-i asculte. Absolut. Uite că vorbeam mai devreme despre... Noi să ne oprim și să creștem adulți mult mai echilibrați. Am adus discuția, așa cât am mai prins noi prin pauze, despre Gabor Mate și când corpul spune nu. Că exact despre generațiile astea... Da. Da. S-a dus. Ți-a plăcut cartea, ai zis, nu? Da, exact. E una dintre cele mai grele cărți pe care am citit-o. Mi s-a părut foarte grea, mulți termeni pe care nu-i cunoșteam, medicali. Era normal, da. Dar o carte, da, excepțională. Și, de fapt, da, cum, dacă stai să-ți asculți corpul, el exact asta îți spune. Și te conduce. Și te conduce. Ce faci greșit? De ce nu ești bine fizic? De unde îți vin durerile alea, fizice? Da. Pentru că reacționează. Da. Pentru că emoțional... Ceva not working acolo, nu funcționează. Da. Și, până la urmă, ascultându-ne pe noi și având timp să stăm cu noi, aflăm toate lucrurile astea și poate ne facem viața mai ușoară. Cum ziceam, o emisiune în care dacă intrăm în profunzime nu reușim să ne terminăm ideile suficient. Este trecut de ora 21, Daciana, a fost o plăcere deosebită, o surpriză să fii aici în seara asta. Surpriză pentru că nu știam exact, de asta eu fac anunțurile cu 2-3 zile înainte, cel mai devreme, pentru că nu știu ce poate să apară și să nu las așa cu... Mai bine mai să așteptăm. Mulțumesc tare mult că ai venit. Mulțumesc. A fost o bucurie să povestim și sigur o să mai facem asta, o să mai avem ocazia. Nu știu dacă are sens să spun, o găsiți în social media, nu prea e activă pe Facebook, e activă pe Instagram sau la Maramura, din când în când o găsiți acolo. Da. Vă servește chiar ea uneori, dacă o prindeți în momentele alea. Eu vă las, așa încheiem emisiunea cu cărți și despre cărți, doar să vă spun invitatul de săptămâna următoare, deși la fel aș fi anunțat cu 2 zile înainte, mi-a zis că 100% vine pentru că vrea să ne vorbească despre această carte care a marcat-o din adolescență. Ea a zis că se considera destul de mică și a durut atât de tare povestea din Singur pe Lume, încât a zis că vrea să povestească și la noi în emisiune. Este Ozana Barabancea, care va avea un concert extraordinar, excepțional, pe 10 martie. Dar despre asta mai povestim. Eu sunt Roxana, alături de mine a fost Daciana. Mulțumesc încă o dată. Să aveți seară minunată și spor la citit și în tot ceea ce faceți. Ai carte, ai parte de Roxana Brânișteanu, în fiecare joi de la 8 seara.